그대로 진짜 너무 너무 빠르게 진짜 샤스타 샤스타 대신 너희 컨실러 로컬 아담 또 시대에 가다 담보다 이제 누가 컨셉을 했다 담 또한테 그 너무 인자 서버톤 프로젝트를 바로 좀 컨셉을 볼까 샤스타 컨셉을 이제 그러나 너무 좀 컨셉을 지금 볼까 버드 스포츠 스피어 Supun la vot cine este pentru? Împotrivă? Abține? Eu am spus de la început, nu sunt un populist notoriu de 2 lei. Nu pot merge aceste centrale pentru că de la început s-au investit zeci de milioane de euro în aceste centrale știind că nu au viață lungă. Aceste centrale erau pierite eșecului pentru că nicio furnizare de agent termic din țara aceasta nu este pe profit. Toate sunt în pierdere, dacă vedeți CET-uri și toate aceste instituții, toate aceste societăți sunt pe pierdere, inclusiv Bucureștiul, Constanța, orașe mari. Deci, de la bun început, din aceste centrale s-au furat bani. Bani pe care îi plătim noi, îi plătești copiii noștri și nepoții noștri și pe care îi plătim noi acum mult, cum vârf și îndesat. Din puținul ăsta buget pe care cu foarte mare greu oamenii și-l plătesc la Megidia, am semnat contracte de 1000 de miliarde de lei. Aceste sume se vor revedea în bugetul local în momentul executării lucrărilor. Atunci trec prin bugetul local. Restul sunt scriptic. Apollo poate funcționa dacă elimină acest serviciu de termină care, am spus, este în pierdere. Și se știa de la început că va fi în pierdere. Poate fi dus târâși așa o perioadă de timp sau a fost pus, dus așa târâși. Însă această societate are vreo 64 de miliarde de lei datorii acumulate din 2013 până în 2015. Deci pe această perioadă, această societate a mai acumulat încă 1,5 milioane de euro care acum trebuie să le plătească. Eu spun adevărul, realitatea este pe documente și atunci de vorbit pot vorbi 100. Eu azi vă vorbesc mai puțin și arăt mai mult fapte. Eliminând problema termiei, are capacitatea Apollo Ecotern să plătească cele 60 de miliarde? Niciodată. De unde să plătească 60 de miliarde? O datorie veche. În primul rând, sincer, eu astăzi să plătesc dezastru de ieri, vi se pare normal? Și așa plătim ratele care sunt asupra unității administrative, adică asupra primăriei, de unde se coordonează sănătatea, educația și toate celelalte instituții. Pe acestea trebuie să le ducem, că altfel ar intra în faliment și s-ar distruge funcționalitatea administrației publice locale, care înseamnă o complexitate de nevoi în orașul Megidia. Eu am spus de la început, aceste centrale nu mai pot porni. În primul rând, nu va mai fi subvenție, deci prețul automat va fi dublu față de anul trecut. Primăria a suportat subvenția pe care a plătit-o în avans de fiecare dată ca această societate să funcționeze pe anul 2017-2018 pentru iarna trecută. Acum, sub nicio formă, să plătească ca și preț dublu, iar mai mult, pe data de 2 octombrie, este o rată scadentă, cum spuneam, de la datoriile vechi, de 4,2 milioane de lei, deci 42 de miliarde de bani pe care în niciun caz nu are societatea de unde să-i plătească. Consilierii care sunt unici acționari și șefii acestei societăți să răspundă, mai ales că marea parte dintre ei sunt responsabili pentru aceste datorii, că ei au condus până în 2016 pe această societate. Din 2016 până azi, societatea nu a acumulat niciun leu datorii, toate sunt plătite la zi. E vorba de o documentație pe care, acum să spun, a ajuns la întocmirea ei în totalitate, s-a aprobat în ședința de Consiliu, iar mâine se va depune pentru obținerea finanțării în vederea construirea a 6 blocuri sociale. E vorba de o sumă de 5 milioane de euro. Deci încă un proiect care se va depune mâine pentru accesarea de fonduri europene. Sunt 6 blocuri sociale de 2 etaje, cu toată infrastructura, cu... sunt și apartamente și garsoniere, sunt mai multe spații locative. În zona IMU. 150 de locuințe. Exact. Apartamente, garsoniere, cu 2 camere, cu 3 camere. Da, este primul pas, să spun, în a rezolva această problemă gravă socială cu care se confruntă Megidia. În 28 de ani, pardon, deci până în acest moment, în Megidia nu s-a construit niciodată nimic.
Niciodată. Abțineri? 15 s-a întâmplat.